ouă. Crema la sir de tartar de mămăligă. Ceva adică dulce? O mămăligă. Mămăligă? Atât? Da. Păi că dacă știi să faci mămăligă și asta e testul mămăligii, adică știu ești bună să fac de mămăligă. Mămăligă, să știi. Ah, da. Înseamnă că te măriți curând. Să nu insistăm pe acest subiect. Da, deci eu o să fac o mămăligă, dar ce credeți? Ce crezi? Să știi că am un ajutor în am un ajutor în bucătărie, te am și pe tine, dar am și un invitat special. De când așteptam momentul acesta, vă spun sincer, adică să nu gătesc doar eu să gătesc mult mai puțin și să gătească el. Astăzi vine la noi bunul meu prieten, Augustin Viziro! Aplauze! Asta nu se poate! Bine ai venit! Oh, ești în formă! Group hug! Group hug! Fond de ten pe mine! Bine ai venit! Lasă că ești tot negru, e bine! Sunteți superbe amândouă! Te așteptăm aici în bucătărie, ci că Malta te pune la treabă astăzi. Da, astăzi te-am invitat pentru te răzbun, că aștepta... Da, da, ia te uite răzbun. Ce te-a pregătit aici. Nu, dar e o răzbunare dulce, uite, te-am adus alături de noi. E totul în regulă? Deci tot așa, și-a păstrat... Meseriașul, trebuie să stai puțin să studiezi piața. Deci am pulpe. În primul rând ți-am zis că vreau pulpe întregi. N-ai zis asta. Ciocănele, ți-am spus că la mine plating nu, interesant. Andreiuța, da? A zis că vrea pulpe. Pulpe la ce? Păi pulpele astea ce da, la pulpe, asta pulpe. Ciocănele. Uite și ți-am luat dezosată. Ăla e pierd de, cum îi zice, de asta la dezosată. Asta ce e? Na, hai. Nu e bun. Îmi place, aia? Îmi place. Știi că nu-mi place mămăligă. Deci nici nu a venit bine și nu, deja nu-i așa tot bine. Timpul și mai încerc nimic. Să mă abțin pentru că suntem la televizor și la televizor trebuie să stau. O să mă descurc cu ce? Nu că o să te descurci cu ceai, o să faci ceva. Mi-a spus așa că vrea să facă varza la flambleu de club, cru? Asta ce nu, e? Nu, n-am spus așa ceva. Dar ce gătiți până la urmă, că nu m-ați lămurit? Carne prăjită. Oh, preferata mea. E un pic mai, e puțin cam dimineață, dar merge. Lasă că suntem aici până la prânz. Pe asta mi-a dat mama să mănânc toată copilăria. Pulpe cu cartofi prăjiți și friptură la tigăi. Păi adică da, n-a fost vreo bucătărea să... Dar de uite că am crescut bine. Se grăbea, mă, având doi copii. A făcut și ciorbă. Acum că am și o fetiță, știu și eu cât s-a chinuit cu mine și cât de greu e să ai doi copii să le faci să și mănânce, să și speli, să-i culci, să... Îi și spun, Marie, și ție spun la mulți ani, pentru că v-ați apăcerit ieri pe ziua voastră. Dar văd acolo că ai și cartofi. Am cartofi, vrei să-i tai eu, nu? Da. Vrei să mă apuc eu să-i curăț? Hai, dă-mi mie, dacă tot stau aici. Nu, băi, fetele. Băi, Cuzmina! Lasă-mă să-l ajutăm. Nu se poate, deci nu. Apucă-te de treabă, te rog frumos. Ustensile, cu ce tai cartofi? Vrei să-i mănânc? Stai că ne descurcăm, avem tot pe aici. Mă rog, nu știu pe unde. Stați așa, că am de toate. Stai, stai, nu, că nu puteți să-i dea. Băi, nene, băi. Nu, aici, aici. Mă, fată, mă, ia tai tu, mă, cartofii ăștia. Ia, vezi că eu tai bine. Hai să facem și un concurs. Uite, mă, aici, băi. Acolo sunt cuțitele. Păi nu, eu tai și cu ăsta, Augustin. Tași că nu-i bună ăla. Ai răbdare. Păi vezi că tu nu știi, asta e problema. Ai zis că nu te bagi peste mine și că mă lași în pace? Ați văzut? Dă-mi mie, te rog, un cuțit. Dă-mi și mie să curăț și eu. Uite, și Cosmina curăță. Te rog frumos. Ar fi bine să ștergem. Bun, deci asta îți faci așa, pulpe la ceaun, da? Ai și usturoi, asta înseamnă că faci un usturoi, pentru ce? Da, facem usturoi, pulpe la ceaun cu cartofi prăjiți și mușdei de usturoi cu smântână. Ah, cu smântână, am știut. Cu smântână și rețeta este a Oanei, soției mele. Pe care o pupăm. Da. De ce tu înainte și făceai... Și pe fetița mea care se uită la noi acum cu se siguranță. Se uită Maria? Da, normal. Cum se uită la ta? Ia, ce fa, Maria? Iubitita. Nu mai poate, frumos. Du-te, iubite mult de tot. Ați zis cum s-a transformat? O, de ce ai venit aici? Du-te, du-te. Iubitita, iubitita. Te-a transformat, nu-i așa? Păi eu nu cred că m-a transformat. Eu cred că toți oamenii care devin părinți se upgradează. Noi nu ne schimbăm, devenim mai buni pentru că trecem prin niște momente unice prin care nu am mai trecut, iar creierul nostru se cam panichează un pic. Știi? Și atunci devenim mai buni. Chiar dacă suferim un pic și ne e greu și așa mai departe, da? Dar de ce zici că suferim? Pentru că la cât de eu vorbesc din punctul meu de vedere, la cât de mult o iubesc eu pe fetița mea și cât de sunt așa să nu pățească nimic și așa mai departe, grija asta mă copleșește pentru că eu n-am avut în viața mea o grijă de genul ăsta, înțelegi? Și e foarte greu, dar în același timp, acum deja sunt profesionist cu ea. Ne jucăm, avem, dialogăm. Tu adormi, nu? Și de cele mai multe ori eu, pentru că îi place să o iau pe pernă și alerg cu ea câte 40 de minute până casă, cartoful ăsta nu e bun, mă aștept. Te rog, păi frumos, te rog eu frumos să fii atent. Păi ia, fii atent. Ce are? Oh, oh! Ce are? Măi, nene, cum ce are? Te-a păcălit? Nu m-a păcălit, că am înțepat-o.
Am văzut eu și eu cu obiectele contundente, știi că nu... Gata, ai lăsat cuțitele. Da, ia zi-mi, te rog, că n-am primit răspunsul. Vezi că nu l-ai curățat bine. Mă, nene, e stricat sau nu e stricat? Uite-l. Uite-le, asta e cartof. Și arunci stricat, și arunci cartoful pe vremurile astea. Luăm stricăciuna și îl facem în 180 de grade aici, gata. Să fii sănătos. Da, e clar, va fi o zi foarte interesantă astăzi. Vă îmbrățișăm pe toți. Am terminat și de curățat cartofii. S-au mai ciondănit puțin Augustin și Maj, da? Da, din casă. Da, pentru că el taie cartofii. Dar treaba merge, e foarte important. Eu cred că tai mai frumos ca tine cartofii. Da, păi nu știm exact cum să taie. Eu îi tai așa în mână și de fapt trebuie să-i tai așa frumos. Și el la mine. E clar că durează un pic până vă veți lămuri cine taie mai bine cartofii. Dar oricum nu mă așteptam să tai cartofii atât de bine. Ești o surpriză plăcută în bucătărie, pentru că toată viața mi-am dorit să te văd la cratiță. Păi spun sincer, când eram mic, reperul meu știi că a fost tata întotdeauna. Da. Și el de fiecare dată avea plăcerea asta deosebită să dea de mâncare oamenilor, să se simtă lumea bine, să mănânce și să bea. De ce? Pentru că când avea 13-14 ani, îmi povestea că lucra la fabrică și făcea și fotbal și era foame și mergea pe malul lacului și a venit în nas miros de mici și nu-și permitea să mănânce, știi? Și el a zis că eu și oamenii de pe lângă el să nu simtă niciodată senzația asta, știi? Și asta era plăcerea vieții lui și eu de atunci am preluat chestia asta și tot timpul cu prietenii mei fac grătare. Și eu la grătar sunt bucătar, eu fac toată mâncarea, fac tot. Asta așa e, aprob, chiar face cel mai bun grătar. Da. După Mihai. Corect, normal, nu se putea altceva. Zi ce facem acum. Acum, păi tu trebuie să-mi spui. Facem bine, Cosmina, uite, facem mămăliga, suntem relaxați. Întrecere? Întrecere, da. Cine? Care își face treaba primul? Facem întrecere? Păi normal, întotdeauna. Păi terminat. Pe jumătate. Păi, vezi? Dar ce câștigă dacă nu câștig și eu ceva? Ce câștig? Ce să câștigi, mă? Experiență. Da. Ei. Ați văzut, da? Te bucuri? Te bucuri, nu? Am făcut și eu o mică greșeală. Ia zi-mi, care e secretul? Ia, că eu nu știu exact cum să facem mușdeiul. Oana m-a învățat să fac mușdeiul ăsta. Sper să-mi iasă. Aseară mi-a dat indicații specifice, clare. Mi-a explicat cum să fac mușdeiul. Te rog, cum o să ocupă-te de... Adică să nu miros doar tucat. Bun, și acum? Cât că ți-ai pus? Spală-mă pe mâini. Aici? Aici, dă-i un pic. Nu știu să lucrez în condiții de astea. Ce condiții aveți? Adică sunt cele mai bune condiții. N-am și o chiuvetă, n-am ce să mă... E bine. Păi tocmai mi-ai spus că ai învățat de la... Așa, bun. Să ne descurcăm în orice condiție. Ia vezi. Sarea o ai acolo, dar nu mi-ai zis ce te-a învățat Oana. Mi-a spus în ce ordine să le pun. Știu așa cu aproximație, dar mi-a spus așa să... Mamă, e testul acum, Oana, fii atentă. Da. Punem sare. Un pic de sare. Eu? De sus sau de jos? Tu, repede, tu, dăm o linguriță. N-a zis asta, a zis să punem un pic de sare. Nu ești un ucenic bun, îți spun sincer că nu mă feresc de tine. Ce poate să-mi facă? Tu ești doar bucătăreasă șefă. Am pus, vezi că am pus mult. Bravo, gata, ajunge, că trebuie să amestec. Așa, bine, bine. Și după aia? Și după aia, un pic de ulei îmi trebuie. Ulei? Ulei. Ulei. Dar punem puțin, un ca pic, să ne mai rămână. Un pic, da. Gata. Așa. Și ce mai pun? După asta, ai răbdare, că te grăbești. Dai un pic să se facă, că trebuie să se umfle un pic. Ca să nu se simtă guguloaiele alea, nu? Mamă, ce gălăgie fac. Cred că e o minune pentru telespectatorii de acasă, gălăgia asta în urechi. Sper că v-ați trezit bine, să nu vă deranjeze gălăgia. Păi s-au trezit bine, ia uite cum ești tu așa zâmbăreț, te-ai transformat, dar de ce ai slăbit așa? Că ai slăbit foarte mult, stă bine, nu zic că nu. Pentru că, mulțumesc să rămână, am făcut o criză de disc în momentul în care îi făceam baie fetiței mele în cadă și când am dat să o ridic, n-am ținut-o drept așa, știi, am luat-o din lateral și când am ridicat-o așa, și acolo am rămas. Bine, asta e o problemă veche de-a mea. Numai că după ce am rămas blocat și așa mai departe, după vreo două zile, fata mea nu înțelegea de ce tasul nu ia în braț. Și fața aia eu nu o să mai văd niciodată. Și o să fac cel mai puternic spate pe care l-am avut vreodată. Și am început, mă trezesc dimineața la 5, merg câte o oră, îmi pregătesc ziua de la început și ușor, ușor încerc să ajung la forma din copilărie. Încerc, nu știu dacă voi reuși. Cine știe, Maria este motivația ta, ea, uite, te îndeamnă să gătești să zilnic. Noi rămânem aici să vedem ce o să facă până la urmă Augustin. O să termine acest mușdei sau nu? Mă primești la masă? Te primești la masă. Poți să termin sau vin acum?
Am voie să termin? Tu fă treaba acolo liniștit. Haide. Păi ce haide, că mi-ai stricat cartofii, că mai pus să pun cartofi. Eu chiar sunt supărat acum, vă spun sincer. Nu spune că i-am stricat eu cartofii. Nu suport să se bage nimeni peste bucătăria ta și nu vrei să accepti, să recunoști odată. Dă-te la o parte. Eu te-am invitat și Andreiuța și Cosmina și toată lumea, cum poți să zici? Adică, da. Păi nu, uite, am spus că i-am stricat cartofii, doamnelor și domnilor, eu nu fac așa ceva. Am pus cartofii la timp, sfârâia uleiul, am pus unul de test. Ce vrei? Îmi bagi degetele în ochi că eram aici amândoi, ți-am spus clar că dacă sunt prea mulți cartofi și nu e uleiul foarte bine încins, nu o să iasă cartofii. Marian, n-ai zis tu cât de bun ești și înțelegător. Ideea este să spunem adevărul. Cu cât spunem adevărul și ne recunoaștem mai repede greșelile, cu atât progresăm mai repede. Să știi, Augustin? Nu se poate, de ce l-o ține într-un ea cu cartofii? Ne-ai schimbat, oala, mi-ai făcut numai. Păi ce am făcut roz, sunt tot galbeni. Nu contează, important e să spui sufletul mâncat. Eu vreau neapărat să mă uit la reluare. Da. Neapărat să mă uit la reluare să văd cum ați făcut voi mămăliga aia, că arată atât de bine și miroase atât de bine, sincer. E foarte ușor, te învăț. Păi da, dar e moale așa și pare foarte gustoasă. Păi da, păi eu așa o fac, doar moale, nu fac tare niciodată. Vreau și eu să învăț. Știi cum faci, că îți spun eu, dacă vrei să o faci... Mămăliga! Scuze-mă, eram atent la... Doamne, uite, vezi, la 40 de ani cum gândește? Na, n-am dar de unde știi tu la ce m-am gândit eu? Păi nu, te-ai gândit cartea întotdeauna, adică cu cât are foile mai... Nu încerca, că știi că nu-i loc. Hai zi-mă, ce ai făcut aici? Ți-am terminat ciocanelele, sunt cam puține, mâncați doar de poftă așa, da? Nu, că astea sunt de decor, să știți, astea nu sunt pe bune. Păi nu, mă, n-am... Și... Vrei să zic că nu încălzește oala cum trebuie? Dai vina pe oala mea? Asta nu merge, asta nu merge. Măi, vezi că mi-o stă și flacără, tată, flacără. Adică tot e pe buget, ia vezi. Când că eram mici, flacără, tată, nu de-astea, electrice. Auzi, Augustin, fii atent ce am văzut. Ce nu știu dacă mă lasă Andreiuța, am văzut pe TikTok o provocare. Așa. Dar vreau să știu dacă o faci cu mine, zic da sau nu? Nu. Nu, nu, e da, așa. Andreiuța imediat a zis bravo, a zis nu. Am crezut că e vreo șobolană. Doamne ferește, nu, stați așa să vă zic. Fii atent, e în felul următor. Se numește tortilla provocare, ceva de genul ăsta. Am văzut ceva, ce vrei, da, să dai tu mie țin... cu alea pe față, este? Da, ținem apă în gură și nu trebuie să râzi. Și apă în gură. Da, hai te rog. Când vrei să mă bați la televizor? Păi nu m-a bătut nimeni niciodată, vrei să fii tu prima. Adu tortilla. Ați văzut ce băi a fost, a făcut când Andreiuța a zis că da. Da? A zis că da, adică o să facem asta. Nu acum. O să facem asta. Nu acum că nu e chiar soare pe cer, dar într-o zi o să facem asta. Până una alta gătim. Nu, azi, uite, vezi? Ia, ce ai făcut? Ți-am terminat copănelile. Ca să iasă așa fragede, cât trebuie să le țin? În primul și în primul rând, ca să iasă fragede și să iasă crocante în prima fază, uleiul trebuie foarte bine încins, după care să dai uleiul un pic mai încet ca să se pătrundă. Înțelegi? Așa. După care, la cartofii prăjiți, unde tu ai comis-o grav. Îți spun sincer că nu mă feresc de tine, ești una dintre cele mai bune bucătărese pe care le știu. La cartofi prăjiți, ești pilaf. Pilaf. M-ai făcut de râs la televizor, pilaf. Știi, da? Păi da, dacă uite-te și tu un pic, uite-te și tu, uleiul ăsta la cartofi trebuie să sfârâie. Păi și sfârâie, vina mea trebuie să suflu eu ca să sfârâie mai tare. Suflă, suflă. Ce e asta? Păi ce să-i fac? E pe maximum, oala e bună. Ai pus tu prea mulți cartofi, eu zic. Da, normal că eu zic. Bun, așa, să sfârâie cartofi. Uite, eu nu cred că ar trebui să punem atâția, că de-aia nu se fac. Mm-hmm. Mă, ce ai zis prima oară când ai pus primul cartof? Ce ai zis? Că sfârâie. A, sfârâie. Ai uite ce sfârâie. Copănele, avem copănele, ala nu mai punem. Pune și brânză rasă. Mămăligă, ia gustă din mămăligă să văd dacă am făcut-o bine. De ce faci glume de astea cu mine cu mămăliga? Te rog, că nu mai pot să o văd. Nu, Doamne ferește, dacă nu gust din mămăliga, n-am mâncat 3 luni de zile mămăligă, nu mai pot să o văd de atunci. Nu există, nu există. Nu, la televizor nu se refuză. Mi se face rău. Nu, deschide gura. Vreau eu. Imediat, uite așa acolo. Ia vezi, Emily. Ai nu poți să scuip, nu? Nu, dacă scuip, adică nu e bună? Nu că nu e bună, am mâncat la fermă 3 luni, nu mai mămăligă, nu mai pot să văd, fac kick-ter. Păi da, mămăliga mea a bătut soarele în ea. Este de atât de bună. Nu contează, facem insolație de la atâta lumină, pentru că atunci când vii tu, apare și lumina la noi în platou. Eu sunt Emiliana și mă bucur să te cunosc foarte tare. Am venit mai devreme în platou și nu ne-am cunoscut, dar mă bucur că ești și aici foarte bucur tare. Să te cunosc și te știu de foarte multă vreme, da. Și eu țin minte ultima oară ne-am văzut ele cu fetița tu aici. Da, și acum mare un copil în bustică. Bravo, băi, felicitări. De asta am venit să mănânc mămăliga aia. Să rămână. Ai văzut ce mănâncă, da? Și brânză? Mămăligă, nu copanele. Mămăligă, da, băi.
Nu, Augustin, vreau mamă, să știu dacă... dacă mi-ar dat Dumnezeu o putere acum, și ce-aș face? Ce? Ți-aș da 10-20 de milioane de euro să ai de mișcare. Cât a zis? 10-20 de milioane. De ce ai face asta? Adică, fă-o, da, să dai Dumnezeu putere, dar de ce? Ia să nu zic altceva mai rău. Că m-ai enervat când mi-ai stricat cartofii. Cine se ceartă se iubește. Da. Asta așa e. Și de vreo 15 ani îmi este prieten și vă spun sincer că mi-a păzit pașii. A fost alături de mine și în momente grele, dar și eu, zi corect, acum e rândul corect, tău. Corect, corect, a zis corect. Și îți mulțumesc din suflet că ai venit astăzi alături de noi. Pentru că, uite, eu nu te-am văzut niciodată. Ai fost tu vreodată la televizor să gătești? Niciodată, este pentru prima dată. Ați văzut ce om minunat este? Mm-hmm. Augustin Viziru chiar gătește. Și gătește și bine, o să... Da. Mai îmi dai multe calde. Și arăți mai bine decât în telenovele. Da? Da. Am îmbătrânit acum arăt mai bine la bătrânețe. Și că cât îmbătrânești mai mult, devii mai... Da. Uite, eu te-am ținut de vorbă, dar cartofii sunt gata? A, nu cred că pot să iau așa, nu? Uite, eu mănânc. Stai cu minte, băi, fetelor, vă îmbolnăviți, băi. Medic! Când ați vă... Sunt moi, sunt chiar moi. Să vină o salvare să avem aici. Sunt moi. M-aș da, dar vrei să ne spui ceva? Eu înțeleg cu poftele, dar tu, mamă, ce s-a întâmplat? Doamne ferește! Când eu am zis să lasă uleiul să se încingă bine ca să iasă cartofii. Eu mă duc la locul meu, mi-am luat cartoful, mi-am luat mămăliga, v-am pupat. Du-te, bă, de aici, bă, de aici. Gustă, măi! Du-te, bă, că nu-ți fac cuz, bă, fată. Gustă, că altfel o să fac aia cu tortia și... Stai că frige. Am suflat. Frige, făi mea, nu te mulțumesc. Deschide-mă gura. A? Ai ce scus american, dacă mănâncăm de ce de așa. Cum e? Perfect. Perfect. Oprește. Perfect. Sunt... Păi să-i oprezi pe bune? Poți să, nu poți să gusti usturoi. Unde e sosul de usturoi? Nu gust usturoiul. Na, 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 na. De ce? De când te pupi, e dragă astăzi sau ce? E treaba mea ce fac. Ia uite-l. Cum adică? Ce rușine, femeie, copil acasă, te duci, te mai pupi la vârsta ta? Păi și Mihai nu, nu păi am da, dar mai așa, mai la mișto. Ci că după 30 și un pic nu ne mai pupăm, ne pupăm doar pe obraz. Nici chiar. Haide, bun, acest usturoi o să-l punem aici, peste sau vrei cum? Vrei să facem așa? Da, că noi nu ne place sau să usturoi. Punem lângă? Nu, pune aici, că toată... A, lângă. Eu zic lângă, uite, îl punem aici. N-am zis eu asta, sincer, că ai zis să fiu sinceră. Andreiuța mi-a zis să zică lângă, că ei nu-i place usturoi, vezi? Aia, păi vezi? A, vrea să te bufe. Așa. Gata, am terminat aici. Nu mai pe cuvânt, dacă mai bea vreodată cafea. Dar nu mai băg. Nu, ia mâna, că dă-te la o parte. Dă-te. Te-i rupi. Păi să rup ce-o sincer vă zic. Praf, sincer vă zic că s-a rupt definitiv. Stai așa, Stai, o să pierd vremea cu el. La televizor există și timp, Augustin, să știi. O exista, dar două minute în plus sau în minus. Nu, că a fost o plăcere. O plăcere. Nu pot să pui cartofii, mă faci de mirul lumii, uite-te un pic, nu pute să arătăm la televizor. Nu, că la televizor o să vadă mai închis, stai liniștit, că dau oamenii din lumină. Dă un spray ceva negru, ai? Negru? Suflu eu că este sigur negrala. Negrim un pic. Gata, uite, asta este rețeta. Să știi că este o rețetă care cred că bucură tot omul de acasă. Da. Este cea mai bună. Nu știu dacă cât de sănătoasă este. Eu v-am zis că am intrat la dietă, adică eu nu o să pot să mă ating de așa ceva, doar de 3, 4, 5 cartofi și atât. În rest... Cartofii ăștia nu sunt comestibili. Punem brânză peste ei ca să nu se vadă că sunt nefăcuți, da? Augustin Viziru nu gătește bine, adică? Deci după ce că m-ai sabotat toată ziua, toată ziua m-ai sabotat, nu m-ai lăsat să vin să-mi fac și o rețetă ca să se bucure lumea și să aibă apă în gură, să se-și facă și ei diseară pulpe cu cartofi prăjiți și cu mușdei de usturoi. Asta e, la televizor, ci că nu miroși de la televizor, măcar să arate bine. Ce facem? Asta punem este undeva? Finalul, nu ai unde să le pui, pentru că o să mă duc mai târziu la fete să le duc să mănânce și ele. Îți mulțumesc foarte mult, să știi că eu știu cât de bine gătești. Acum lăsând gluma la o parte, tu faci cel mai bun grătar. Corect. Și acolo să rămâi. Da. Nu, ceva o face Oana în casă, da, da. Și Maria aduce iubirea și bucuria și aveți o familie frumoasă. Fermă. Și abia aștept să ne vedem. Îți mulțumesc mult de tot, cu chiar drag. Îți mulțumesc din suflet.